Cristi, cât va costa mă, un apartament peste 20 de ani? Dar nu orice apartament. Un apartament care în 2015 costa 70.000 de euro. Asta m-a întrebat un client și prieten în același timp. Pentru că el vrea să cumpere pentru cei doi copii ai lui câte un apartament, dar nu astăzi, ci peste 20 de ani și vrea să cumpere aceste apartamente cu banii cash. În momentul în care vrei să cumperi apartamentele cu banii cash, asta înseamnă că tu trebuie să știi foarte clar astăzi de câți bani o să ai nevoie peste 20 de ani și cum poți să faci rost de acești bani. Te salut, Cristian Târboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare și haideți să vedem care sunt datele de intrare pentru acest exercițiu pe care îl facem astăzi. Păi avem în felul următor, o familie cu doi copii, unul dintre copii are 4 ani, celălalt are 6 ani. Scopul este ca cei doi copii să primească câte un apartament fiecare între vârstele de 25 și 30 de ani. Adică cam peste 20 de ani. L-am întrebat pe client, ok, bun, pe ce perioadă vreți să facem acest calcul și el a spus în medie peste 20 de ani. Și așa o să facem. Peste 20 de ani, peste 20 de ani. Dar pe noi ne interesează cât va fi prețul unui apartament peste 20 de ani, prețul unui apartament care în 2015 a costat 70.000 de euro. Atunci trebuie să calculăm niște lucruri, și anume, cât va costa în 2044 un apartament, care în 2015 costa 70.000 de dolari. Și vom face un calcul să vedem cum ajungem la prețul apartamentului peste 20 de ani. Câți bani trebuie să investesc pe lună ca să cumpăr acest apartament în 2044? Și ce randamente are nevoie să obțină clientul meu în această perioadă de 20 de ani ca să poată să cumpere aceste două apartamente? Și ce sume ar trebui să investească în fiecare lună? Și haideți să pornim de la. Cât va costa acest apartament de 70.000 de euro peste 20 de ani? Și am aici pentru tine un tabel în care am făcut acest calcul. Am pus anul 2015 până în 2044 și creșterea medie anuală a prețurilor apartamentelor. Creșterea medie anuală este cam de 6%, adică cam pe la nivelul inflației. Imobiliarele au tendința să urmărească inflația. Tocmai din această cauză și noi am folosit o valoare apropiată cu valoarea inflației. Dacă în 2015 acest apartament costa 70 de mii, astăzi acest apartament ar trebui să coste 118.000. Și vom vedea imediat dacă se respectă această regulă. Dacă astăzi acest apartament costă 118.000, peste 20 de ani cât va costa? Peste 20 de ani va costa 379.000 de euro. Adică? aproape 1,9 milioane de lei. Asta înseamnă că în următoarea perioadă de 20 de ani, clientul meu trebuie să facă rost de această sumă de bani de două ori pentru care are doi copii. Și haideți să vedem dacă aceste calcule sunt corecte. Cum o să ne dăm seama dacă aceste calcule sunt corecte? Păi ne uităm ce s-a întâmplat cu prețul apartamentelor, prețul real. Ne uităm pe un grafic de acest gen și observăm că în 2015 un apartament într-adevăr costa 70.000 de euro. Acest apartament a crescut în valoare până astăzi, până la valoare de 120.000. Exact cum am calculat și noi. Da? Deci înseamnă că calculul nostru este foarte aproape de realitate. Asta înseamnă că ne dă o direcție destul de bună pentru următoarea perioadă. Deci pe noi o să ne intereseze să ajungem la suma de 1,9 milioane de lei în următorii 20 de ani pentru două apartamente. În momentul în care pornim la drum... O să avem mai multe variante sau mai multe căi pe care am putea să le luăm. Și am pentru tine trei variante astăzi. Varianta numărul 1 spune că vom investi în fiecare lună alocația copiilor, da? Alocația astăzi în 2024 este de 292 de lei pe lună. Da, deci o să iau această alocație de 292 de lei pe lună și o să investesc în diferite tipuri de active. Astfel încât, în următorii 20 de ani, scopul este să ajungem la 1,9 milioane de lei. Și în ce putem să investim? Păi, probabil că ai mai văzut pe acest canal, de-a lungul timpului, că am făcut tabelul acesta în care am notat toate tipurile de investiții pe care putem să le facem pe bursa locală sau pe bursa internațională. Și pornim de la Saltea, adică iau această sumă de 292 de lei și în fiecare lună îi pun la Saltea pot să-i pun într-un depozit bancar, pot să-i pun în titluri de stat, într-un plan de acumulare, în indicele BET, care este indicele reprezentativ al bursei noastre locale, aș putea să fac eu o replicare a indicelui BET sau să cumpăr acțiuni individuale. După cum poți observa în acest tabel, până la planul de acumulare, inclusiv planul de acumulare, aceste tipuri de active sunt active care nu necesită cunoștințe și abilități foarte ridicate. Dacă nu necesită cunoștințe și abilități foarte ridicate, asta înseamnă că nu depui nici foarte mult efort. De cealaltă parte, de la indicele bet în colo până la acțiuni, ai nevoie să știi să gestionezi acest portofoliu. Adică tu gestionezi aceste portofolii 100% și rezultatele, bineînțeles, vor fi în funcție de nivelul tău de cunoștințe și abilități. Și haideți să calculăm pe o perioadă de 20 de ani, luând în calcul și comisioanele de administrare, ce rezultate aș putea să am dacă investesc alocația copilului în aceste tipuri de activi? Nu o să explic acum ce înseamnă fiecare linie de aici, o să trebuiască să mă cresc pe cuvânt. Ce ne interesează este ultima linie de jos, și anume valoarea netă a portofoliului peste 20 de ani. Și avem în felul următor. Dacă eu vin și depun această alocație în fiecare lună la saltea, în 20 de ani o să am 70.000 de lei. Dacă îi depun într-un într depozit bancar, o să am la bancă 72.000 de lei. Dacă îi depun în titluri de stat, o să am în titluri de stat 107.000 de lei. Dacă îi depun într-un plan de acumulare, o să am 328.000 de lei. În indicele BET o să am 444.000 de lei. Dacă îi fac eu replicare, o să am 710.000 de lei. Și dacă investesc eu în acțiuni, o să am 1,3 milioane. După cum pot observa, nu ne apropiem de obiectivul nostru, și anume 1,9 milioane de lei. Singurul, singurul mod în prin care eu aș putea să investesc acești bani și să fiu cât de cât prin zonă este dacă investesc în acțiuni. Doar că în momentul în care vreau să investesc în acțiuni, eu trebuie să știu să fac selecția de acțiuni și chiar dacă știu să fac selecția de acțiuni, se pare că nu reușesc să îndeplinesc obiectivul și anume acela de a ajunge la 1,9 milioane de lei pentru a cumpăra un apartament. Nu mai zic și de-al doilea. Și atunci, haideți să trecem și la următoarea variantă. A doua variantă spune că nu o să mai investesc doar alocația lunară, ci o să vin și eu cu o alocație suplimentară. Adică o să iau alocația copilului de la stat și o să depun și eu în plus aceea sumă de bani. Adică în loc de 292 de lei pe lună, o să investesc pentru copiii mei câte 584 de lei, în aceleași tipuri de active. Și din nou, ne uităm doar la ultima linie, la valoarea netă a portofoliului, adică câți bani rămân mie cash în mână, să vedem dacă reușim să îndeplinim obiectivul. Și din nou, salteaua nu reușește să îndeplinească obiectivul, nici depozitul bancar, nici titlurile de stat, nici planul de acumulare, nici indicele BET, nici replicarea indicelui BET. Singurul mod prin care pot să ajung la cei 1,9 milioane de lei este dacă investesc în acțiuni. Dacă investesc în acțiuni, în acești 20 de ani, o să am un portofoliu în valoare de 2,7 milioane de lei, investit câte 584 de lei în fiecare lună. Mă apropii cu replicarea indicelui BET, dar, din nou, nu reușesc să îndeplinesc obiectivul, doar mă apropii. Da? Deci, dacă investesc de două ori alocația lunară a unui copil, se pare că cu ajutorul acțiunilor. Pot să îndeplinesc acest obiectiv. Și atunci, dacă eu nu vreau să-mi cresc nivelul de cunoștințe și abilități, totuși, nu vreau să investesc în acțiuni, se poate totuși să ajung la acest 1,9 milioane de lei dacă investesc mai mulți bani? Păi, haide să vedem. În loc să investesc de două ori alocația, haide să luăm în calcul să investesc de patru ori alocația, da? În fiecare lună nu investesc doar alocația, ci mai vin și eu cu sume suplimentare, astfel încât să investesc în fiecare lună. 1168 de lei. Da, deci în fiecare lună investesc această sumă de bani în toate aceste tipuri de active. Și dacă ne uităm din nou la valoarea netă a portofoliului peste 20 de ani, observăm că cu ajutorul acțiunilor și cu replicarea indicelui bet reușim să depășim suma de 1,9 milioane de lei. Și bineînțeles, reușim să ne apropiem dacă folosim un plan de acumulare și dacă folosim indicele bet din nou, reușim să ne apropiem, asta nu înseamnă că îndeplinim obiectivul, doar suntem în zonă. În schimb, dacă facem replicarea indicelui BET, adică să mi construiesc eu acest portofoliu sau dacă fac eu selecție de acțiuni, am șanse foarte mari să îndeplinesc obiectivul și la finalul celor 20 de ani să reușesc să cumpăr celor doi copii câte un apartament de 380.000 de euro. Da? Și atunci, pe care dintre aceste trei variante ar trebui să o aleagă clientul meu, clientul și prietenul meu? Care variantă ar fi cea mai bună pentru el? Păi depinde! Depinde foarte mult. De ce? Pentru că ne interesează care este profilul lui la risc, suma pe care vrea să o investească lunar și nivelul de implicare pe care vrea să-l aibă în procesul investițional. Dacă el nu vrea să se implice absolut deloc în acest proces, păi nu are ce să caute în acțiuni. Și atunci poate să caute o altă variantă. Suma pe care o investește lunar este dependentă de cât poate el să depună. Dacă el poate să depună doar alocația în fiecare lună, se pare că nu prea reușește să îndeplinească obiectivul, indiferent de tipul de activ pe care l-ar alege. Mai mult decât atât, și profilul lui la risc este foarte important. Pentru că, dacă el are un profil la risc foarte scăzut, are un profil la risc conservator, de exemplu, este complicat pentru el să investească în acțiuni. De ce? Pentru că acțiunile au o volatilitate destul de ridicată. Și atunci, pentru un tipar conservator, nu prea are ce să caută în acțiuni. Da? Deci toate aceste elemente sunt foarte importante când vine vorba de locul în care vrei să investești și sumele pe care vrei să le investești. În momentul de față, se pare că varianta 2, unde avem de două ori alocația lunară, poate să îndeplinească obiectivul, doar dacă investitorul își crește nivelul de cunoștințe și abilități, astfel încât să reușească să investească singur în acțiuni. Varianta numărul 3, unde avem de 4 ori alocația lunară, poate să îndeplinească și el obiectivul și poate să îl îndeplinească poate chiar mai devreme. De ce nu? Prin replicarea manuală a lui BET sau prin investiții în acțiuni. Mai mult decât atât, se pare că și cu ajutorul unui plan de acumulare sau prin investiții în indicele BET se apropie de obiectiv. Nu îl îndeplinește 100%, dar se apropie. Și în momentul acesta el știe foarte clar cât va costa un apartament peste 20 de ani. Se pare că suma necesară va fi undeva în jurul prețului de 1,9 milioane de lei, care va trebui să fie suma pe care să o investească lunar, astfel încât să poată să îndeplinească acest obiectiv și locul în care ar trebui să investească această sumă lunară, astfel încât în 20 de ani să poată să își permite să cumpere două apartamente pentru cei doi copii. Și dacă ți-a plăcut acest video și l-ai găsit de ajutor, te rog, lasă-ți aprecierea apăsând butonul de like și în calcul să te abonezi la acest canal ca să mai ai parte în viitor de videouri asemănătoare.